Evenimentul care a cuprins cele două etape și care s-a desfășurat sub numele de PC House Trophy a răsturnat toate ierarhiile create în primele curse ale sezonului. La clasa hard, echipajul format din Andy Vișeu și din Romică Chiriac, liderul clasamentului, a trebuit în final să se mulțumească doar cu locul al treilea, fiind devansat de Mihail Tănase, Mircea Enache și Andrei Oprea, Mico Istvan, care au încheiat cursa la egalitate. Favoriții clasei și-au regăsit ritmul în etapa a patra, pe care au câștigat-o după ce au eliminat problemele apărute la sistemul de alimentare cu combustibil. Și la clasa soft, echipajul care pornea cu prima șansă, Maxim Arpad, Bogati Tihamer, a avut necazuri cu puntea spate, timpul petrecut pentru repararea defecțiunii, făcându-i pe cei doi să se claseze de-abia pe poziția 5-a. Prima poziție și cea de-a treia ale categoriei fiind ocupate de familii, cuplul Dorin și Anca Toma și tandemul tată-fiu Cristian și Mihai Crabeț, în timp ce locul secund a revenit echipajului Pardău-Ordinski.